de tare a afectat conflictul dintre Rusia și Ucraina piața de rezidențial? Orice război sau conflict armat care se află la frontiera țării tale îți creează o stare de nesiguranță. Cum au fost afectați membrii asociației voastre, de exemplu? Discutăm despre inflație, pe care o vedem că este la cote alarmante. Să nu uităm dobânzile bancare, ROBOR, care a crescut undeva de 2, chiar 3 ori mai mult. Și, bineînțeles, să nu uităm de prețul la material, la construcție și de creșterea prețurilor generalizate a acestor locuințe. Este cumpărătorul român pregătit pentru ce urmează? În punctul nostru de vedere, TVA-ul deja devine prohibitiv. Este o creștere de aproximativ 14%, care afectează cu siguranță prețul de vânzare și decizia de achiziție. Dar în viitor, și aici puncteze în Zebul și casele verzi, crezi că ele vor deveni o tendință sau mai mult decât o tendință? Cumpărătorii se vor uita foarte atent ca locuințele pe care le cumpără, ca apartamentele chiar, casele pe care le cumpără să fie certificate, să fie certificate verzi, să respecte normele în ZEB și cred că ceea ce vom vedea o schimbare a proporției.